În spatele fiecărui artist mare există un manager mare. Până să ajung să lucrez cu Anda, am impresariat mai mulți cai, lei, crocodili, doi elefanți și primul urangutan homosexual care a acceptat public că este homosexual, celebrul urangutan Oingo Boingo. La Anda, prima dată ce am putut să observ este că avea o viață publică care nu îi se potrivea statutului ei. Era combinată cu băiatul ăsta, cu Victoraș, nu? Cu Victoraș era. Era un băiat oarecum stilat, elegant, are și ceva bani, arată și bine și am zis, mă, fată, nu e de nasul tău. Uitându-mă la felul în care se machiază și cum arată și cum iese în lume, că asta e foarte important pentru un artist, i-am zis, mă, fată, nu ai stil absolut deloc. Nu ai stil absolut deloc. Nu te ești mult prea decentă. Ia și tu exemplu. Ia și tu exemplu. Uite-te la mine, spre exemplu. Și de atunci, recunosc, m-a deranjat la început, a copiat perfect, perfect a copiat stilul meu de machiaj. Am fost afectat, după care mi-am dat seama că ăsta este momentul în viață în care eu încetez să mai fiu artist și încep să fiu manager, efectiv. Următorul pas natural a fost să se radă în cap. Probabil vrei explicație pentru asta. N-am absolut nicio explicație și Anda a vrut explicație și am zis, trebuie pur și simplu doar să ai încredere în mine. Copilul meu de suflet rămâne Anda totuși. Ce ar fi să scoți o piesă, să zicem, și am avut o idee de refren când stăteam cu Oingo Boingo, din când în când mai discut cu animalele pe care le impresariez, și la un moment dat mi-a spus Oingo Boingo, să-mi aduc aminte exact cum a zis. Și am zis, ăsta e un vers foarte bun, Anda, hai să luăm, să facem piesă. Și a apărut celebra piesă. Ce vezi pe desktop aici sunt lucrurile pe care urmează să le facem împreună. Vezi câte planuri am cu Anda? Bine, e și Google Chrome. Și am zis, Anda, te rog, ai încredere în mine. Îți pare eu ție un om care nu știe ce face? Anda trebuie condusă, Anda trebuie mânată de la spate. Brațe și piept, brațe și piept. Da? Anda, foarte important, brațe și piept. I-a înțeles altceva și a făcut implanturi, nu așa. Ce am făcut noi? Anda, liniștește, ce am făcut noi și n-a ieșit bine? Anda! Ești cu... Alo! Așa, da. Mă, fată, mă, ți-am mai spus, mă, acum asta e pentru tine, nu e pentru mine chestia asta. Fă treaba asta și o să vezi că o să iasă extraordinar de bine. Nu, nu. Nu. Sunt și momente moarte. Sunt și momente moarte. Așa.